Pacea Domnului și bun venit! Bun venit acestui rând de oameni care e aici. Dumnezeu să vă dea mult bine. Ați venit într-o biserică în care de fiecare dată încercăm să studiem câte ceva, și acum, în momentul acesta, suntem în situația în care vorbim despre cea mai fascinantă întâmplare istorică pe care Cuvântul lui Dumnezeu o are, și anume întâmplarea legată de viața prorocului Daniel, care reprezintă poporul evreu în robie, dar care în loc să fie un rob care n-are niciun cuvânt de spus, reușește să întoarcă Imperiul Babilonian și să-l convertească, termenul normal, dintr-un imperiu împotriva lui Dumnezeu, într-un imperiu care mărturisește în favoarea lui Dumnezeu. Cumva, observând metoda de lucru a lui Dumnezeu, înțelegem cum Dumnezeu va lucra în vremea sfârșitului. Adică, în ce vreme? Cam pe aici. Ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în același fel. Ne așteptăm ca confruntarea să fie de aceeași natură. Din cauza asta, cu cât studiem mai mult ce s-a întâmplat atunci, cu atât putem pricepe mai bine cam ce se va întâmpla cu noi. Kenny. Unul dintre prietenii care stătea aici în primul rând, care stau aici în primul rând, îmi spunea sâmbăta trecută. M-am săturat să merg la biserici care să țină slujbe, dar care să nu spună nimic ce ai de făcut. Adică să stea cu brațele încrucișate așa. Aștept să fie un loc unde să-mi spună, uite, asta trebuie de făcut, asta trebuie să facem și voi face lucrul acesta. E bine, dragii mei, eu cred că lucrul ăsta prinde foarte bine caracterul Bisericii lui Isus Hristos. Biserica lui Isus Hristos nu trebuie să-și încrucișeze brațele pentru că are de făcut ceva extraordinar în zilele care urmează. Și nu numai în zilele care urmează, dar probabil că începând cu ziua de azi. Încercăm cumva, frate Kenny, să înțelegem ce avem de făcut. Despre asta vorbim astăzi. Deci, Haideți puțin să ne orientăm și să deschidem Sfânta Scriptură în Daniel, capitolul 2 și 3. În Daniel, capitolul 2, pentru recapitulare. Poftiți în față, vă rog, frate Ara. Come in front, please. Ok. Thank you. Thanks for coming. Oh, by the way, we need translation right now. So... Uh, You, you need to wait a few minutes and after that you're gonna have translation for you thank you for coming <sighs> you know I don't want to start uh, because I don't want you to, to miss any any ideas this morning Irina este okay Wonderful. Ara, right, do you hear something? Yeah? Good. So, începem cu capitolul 2, pentru o scurtă recapitulare, după aceea vom trece la capitolul 3. În capitolul 2, facem cunoștință cu Nebucadnețar, sau Nabucodonosor, marele rege al Babilonului. Um, Marea lui problemă este în legătură cu politica viitorului, și anume ce se va întâmpla în viitor. La vremea respectivă, Babilonul, în imperiul său cel mare, era cea mai puternică formă de guvernare la vremea respectivă, invincibilă pentru momentul acela și se pare de, cu neputință să concep că se va sfârși vreodată. Nebucadnețar este acela care, uh, care formează administrația Imperiului Babilonian. El este cel care se ocupă de treaba asta, este un constructor genial, este un conducător genial. Vă aduc, vă aduc aminte că acolo, în Babilon, el realizează grădinele suspendate ale Sei Miramidei, una dintre marile minuni ale lumii, da? uh, replica unui munte în terase cu copaci care erau de câte 25 de metri înălțime, de desubt erau apartamentele regale și așa mai departe. Avem turnul Babel, acolo, de asemenea, primul zgârie în nord din istoria noastră. Avem acolo poarta, poarta zeiței Iștar, prima stradă din istoria noastră, nu ca și drum, ci ca și stradă de procesiune. Acolo se realizau procesiuni religioase, se realizau procesiuni Civile, acolo ieșeau protipendada Babilonului pentru, a se, pentru ca să se plimbe pe străzi stră, străjuite cu, eu știu, clădiri cu cărămidă glazurată de culoare albastră, cu diferite imagini și așa mai departe. Era splendid. Orașul avea canalizare, orașul avea tot ceea ce îi trebuia. În oraș nu avea ce căuta niciun om care era, eu știu, handicapat. În vreun fel sau altfel, Trebuia să fie oameni perfecți pentru că trebuia să fie replica paradisului, replica Edenului. Nu trebuia să se termine niciodată. Cu perspectiva aceasta a unui viitor luminos, în ghilimele, vă aduceți aminte de expresia asta, da? Din România, viitorul luminos al României. Cu expresia, cu ideea aceasta de viitor luminos, în minte, ne se culcă, doarme. Și în timpul nopții are un vis în care vede un, un, un chip uriaș. Aș dori să mă ajute media dacă poate să pună primul slide, doar un chip uriaș care îl impresionează foarte mult. Imaginea, modul în care îi se adresa, confruntarea cu chipul acesta, îl impresionează foarte mult. Nenorocirea este că uită visul în cultura sau în tradiția babiloniană, când uitai visul, însemna că zeii care ți-au trimis visul erau supărați sau mâniați pe tine. Că de-aia ți l-au luat. Nu? Și atunci problema era de ce sunt mâniați pe mine și care a fost mesajul. Ca urmare, el se adresează tuturor înțelepților săi și spune, te rog frumos, spuneți-mi ce am visat azi noapte. Dacă eu aș veni la voi să vă spun, spuneți-mi ce am visat eu azi noapte, ce-a zice de mine? Ce părere ai? Ce-a zice de mine? Kenny. Bun, și pentru că mă, îmi pui întrebări absurde, ce mai mai zice despre mine? Poftim? Am o problemă. E cam asta a fost reacția celorlalți. Au zis așa, domnule, ai o problemă, lucrul ăsta nu se, poate, nu se poate cere. De ce nu se poate cere? Păi nu, lucrul ăsta nu vine de la oameni, vine numai de la zei. Păi bine, voi ăștia care sunteți înaintea mea. Și fiți atenți cine era înaintea lui. Um, erau înaintea lui descântători, cititori în stele, vrăjitori. Toți aceștia, vă rog să observați, sunt oameni religioși. Sunt secțiuni ale religiei care funcționează până ziua de astăzi. Avem cititori în stele azi? Avem? Se numesc cum? Astrologi, sigur că da. Vorbeam de țile trecute. Horoscopul e până în ziua de azi mâinile noastre. Toată ziua ne uităm la el. Da? După aceea, vrăjitori avem? E plin Los Angelesul. Ați, ați fost la vrăjitori în ultima vreme? Da. Deci, avem toate astea, sunt elemente religioase. Și, datorită faptului că avem de-a face cu elemente religioase. Era normal ca împăratul să le spună, dacă voi sunteți oameni religioși, înseamnă că aveți o legătură foarte bună cu zeii. De fapt, ce înseamnă cuvântul religie? Cuvântul religie este cuvânt care provine din latină religo, religare, ceea ce înseamnă a relega pe om de Dumnezeu. Deci dacă practici religie, trebuie să ai o legătură foarte bună cu Dumnezeu. Dacă tu ai o legătură foarte bună cu zeii, spune nebucat de atunci spune zeului tău cu care tu, la care tu ai în ghilimele pile, că ești om religios, spune zeului tău să-ți spună ce am visat eu și care e mesajul, pentru că este un mesaj care vizează, nu numai pe mine, vizează în soarta Imperiului Babilonian, ceea ce este foarte important. Ca urmare, el, el dă ordin ca dacă nu-i dacă nu spun visul, înseamnă că ei sunt o mână de șarlatan. Lucrul ăsta este fascinant. Auzi ce le spune versetul 9. Dacă nu veți spune visul, înseamnă că vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți... Thank you. Înseamnă că vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. Vreți să spuneți minciuni și neadevăruri, ceea ce înseamnă că sunteți ce? Niște șarlatani. În sfârșit, nu reușesc să-i spună visul. Ba mai mult ei spun așa. Ceea ce cere împăratul, numai zeii pot să răspundă care nu locuiesc printre muritori. Cu alte cuvinte, nu avem cum. Păi bine, ce fel de om religios ești dacă nu poți avea acces la Dumnezeu? Asta este una dintre problemele fundamentale care se pune până în ziua de azi. Mergem mai departe și Până la urmă, n-au încotro, apelează la Daniel și Daniel spune, o să vă spun eu visul. Ca urmare, Daniel vine, prezintă visul acesta înaintea împăratului și îi dă și tâlcuirea. Și spune, uite care este situația împărată. Eu știu că tu vrei să, eu știu că tu vrei să uh, ai o împărăție veșnică, dar nu se poate. După tine va fi o altă împărăție de argint. După aceea va fi o altă împărăție de aramă. După aceea va fi o altă împărăție de fier și apoi jos de tot fier și lut. Și zice, asta este, asta este, în mare schema istorică care va fi după tine. Wow! Foarte frumos este că Daniel în cartea sa identifică și împărățire și spune tu ești capul Babilon, dar în versetele în capitolele 7 și 8 ajunge și spune după tine va fi Medopersia și după Medopersia va fi Grecia. Lucrurile sunt foarte simple. Repetam altădată și spuneam, profeția nu este de tipul profeției generale sau păgâne sau necreștine sau nebiblice în care cineva spune ceva și pe urmă, alții tot încearcă să o potrivească cu diferite evenimente. Cu alte cuvinte, profeția nu este difuză. Profeția nu este neclară. Profeția nu te lasă pe tine să o potrivești. Nu. Profeția biblică este aceea care spune Babilon, Medopersia, Grecia. La sfârșitul acestei experiențe... Uh... Nebuca din spune, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților. El descoperă tainele, fiindcă ai putut descoperi taina aceasta, spune versetul 47. Se termină totul, o vreme Împăratul ține cont de asta, meditează la trecerea lucrurilor își dă seama că este trecător și și Imperiul său este la fel până când începe să coacă în sufletul său o altă idee. Și anume, dar dacă Daniel nu are dreptate. Și lângă el are sfătuitorii săi. Lângă el are sfetnicii săi. Aceia care mai devreme îi numise ca fiind niște Șarlatan Și se apropie din nou de el și spun, împărate, fi liniștit. Ăsta a fost visul, dar tâlcuirea nu este asta. Tu poți să schimbi lucrurile. Tu poți să faci ca imperiul tău să fie veșnic. Și din momentul acela, pentru că lucrul ăsta devine foarte plăcut împăratului, din momentul acela el începe să plămădească în sufletul său ideea că el poate să schimbe viitorul. Așa se întâmplă că, după o vreme, el va construi un alt chip, identic cu acesta, care îl văzuse în vis, dar cu o schimbare fundamentală. Vă aduceți aminte care e schimbarea, modificarea? Era de aur din cap până în picioare. Arătând că Babilonul care era de aur, nu se va termina niciodată și că întreaga istoria Pământului va fi modelată de Babilon. Spuneam și data trecută, a avut dreptate sau nu? Și da, și nu. Ha? Și da, și nu. N-a avut dreptate pentru că imediat, în anul 539, a urmat împărăția Medo-Persană și Babilonul s-a terminat. Dar a avut dreptate datorită faptului că, din punct de vedere al influenței, cultura, gândirea, strategia, religia Babilonului a identificat istoria noastră din cap până în picioare. Istoria noastră poartă numele de Babilon. Același lucru se întâmplă cu Roma, spre exemplu. Roma și-a schimbat poziția ei. La început a fost acolo, în Italia, unde știm că este. Apoi, în anul 330, împăratul Constantin cel Mare a schimbat capitala de la Roma. Unde a mutat-o? La Constantinopol. S-a numit a doua Romă, dar tot Roma s-a numit. S-a numit a doua Roma. A doua Romă. Apoi, după ce Constantinopolul a fost cucerit, după o vreme, Moscova a devenit bastionul apărătorii culturii bizantine și s-a numit a treia Romă. Foarte interesant lucrul acesta. Adică, chiar dacă își mută local locația, rămâne aceeași filozofie, acel, același fel de a fi. Același lucru cu Babilonul. Babilonul chiar dacă și-a schimbat geografic poziția, chiar dacă au, a trecut în mâinile altora, avem de a face cu același Babilon sub altă formă. Pe timpul medopersanilor avem un Babilon de tip medopersan. Pe timpul grecilor avem un Babilon de tip grecesc. Pe timpul Romei avem un Babilon de tip roman. Până la capăt este Roma Iertați-mă, este Babilonul sub diferite înfățișări. Mă întorc la capitolul 3. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip înalt, de 60 de coți, lat de 6 coți. L-a ridicat în valea dura, în Ținutul Babilonului. Unii comentatori spun că locul acesta este locul unde a fost turnul Babel deodată, de la început, exact locul acela. Împăratul Nebucat de țară a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, sunt la versetul 2, da? Pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, pe toate căpeteniile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului. Spuneam și data trecută, e vorba de o sărbătoare religioasă. Nu e vorba de altceva. Atunci, drăgătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii, toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea, din nou, sfințirea chipului. Din nou, ce fel de sărbătoare e? Religioasă. E o problemă de consacrare. Chipul care îl înălțase, împăratul nebucat nețar. Apropo, mă aștept să fie și o delegație de la Ierusalim, prezent aici. Mă aștept să fie și o delegație de la Ierusalim. Unii comentatori spun că ar fi trebuit să fie la această, la această întâlnire și Zedechia, împăratul lui Israel, cu de acolo. Imaginați-vă lucrul ăsta. Împăratul este acolo. Un crainic a strigat cu glas tare. Iată ce vi se poruncește popoare, neamuri și oameni din toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul Trimbiței, cavalului, chitarei, aulăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică. Wow! Ce aveți să-mi spuneți în legătură cu asta? Cum se numește asta? Cum se numește? Este un stage foarte bine alcătuit, foarte logic făcut de către împărată. Da? Există, există un, impresio un impresionant corp de muzică ce are ca scop să impresioneze pe toți cei ce erau acolo. La auzul sunetului care îți lua respirația și care uneori îți lua și puterea de a judeca. Îți era cerut să iei atitudinea. Întotdeauna muzica are, este un factor foarte puternic în psihologia oamenilor și în închinare. Dacă asculți muzică toată ziua, vei observa un lucru și anume că vrând nevrând, mintea și gândirea îți este modelată după lirica, după cuvintele pe care le asculți. Uneori tinerii ascultă nu o predică, nu două, nu trei. Într-o zi întreagă. Printr-o ascultare indefinită de muzică, Ascultă predici întregi de muzică, pe fond muzical care le rămân în memoria și în mintea lor. Nu e de mirare de ce, până la urmă, deși nu ne, nu ne educă nimeni în mod explicit, noi avem idei, concepții de viață și un fel de a fi pe care le copiem fără să vrem din cultura transmisă pe muzică. Până la noi. Muzica este extrem de puternică azi. Tocmai pentru a reuși să țină mintea omului într-un soi de captivitate, pentru ca să fie întotdeauna gata de o închinare pe care lumea o cere. Noi nu ne dăm seama, dar procesul acesta este un proces extrem de puternic de închinare în care lumea este antrenată în cultura modernă. Bun, zice, când le veți auzi toate acestea, să vă închinați, să vă aruncați cu fața la pământ, să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar, spune versetul 5. Oricine nu se va arunca la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceasta, în mijlocul unui cuptor aprins, nu, nu prea era libertatea de conștiință acolo și libertatea religioasă nu prea era deloc. Dacă nu făceai treaba asta, te ardea. Ni se pare medieval toată scena. Toată scena ni se pare medievală sau antică, cum vreți. Dar în orice caz nu mai e modernă. Se mai poate astăzi întâmpla același lucru? Nu se poate. Este ieșit din calculul nostru. Nu, suntem moderni, sunt, suntem altfel. Noi nu mai facem acest... Mai facem sau nu? Nu foarte de mult au fost lagăre de concentrare. Nu foarte de mult. Șase milioane de evrei au fost, au fost poftim? Arși? Noi spunem că nu se poate. Se poate sau nu? Despre asta este vorba puțin. Nu suntem aici să ne speriem unii pe alții. Dar suntem aici pentru a ne înțelege impulsurile adânci și de asemenea cerința lui Dumnezeu. Ceea ce urmează este fascinant. Împăratul a dat poruncă și dacă ai fi fost acolo, te-ai fi plecat sau nu? Te-ai fi aruncat cu fața la pământ sau nu? Asta este una dintre problemele care ni le punem nouă și noi răspundem de fiecare dată, eu nu aș făcut treaba asta sub nicio formă. Păi de ce? Păi nu! Nu fac treaba asta. Da. E puțin mai complicat decât este la prima vedere. Vă spuneam, era acolo împăratul, sau ar fi putut să fie acolo, după unii comentatori, împăratul Zedechia, împreună cu curtea lui. Să te arunci cu fața la pământ, în fața unui chip cioplit pentru un evreu, însemna călcarea poruncii care poruncă. A doua. Vreau să vă întreb, înseamnă și pentru noi călcarea poruncii a doua sau nu? Sau numai pentru evrei? Bun, și pentru noi. Deci, de atunci până acum avem aceeași. Călcarea poruncii a doua. <coughs> Însemna pentru ei idolatrie. Însemna pentru ei părăsirea credinței și slujirii lui Jehova, care nu dădea voie pentru acest lucru. La ce mă aștept? Mă aștept ca să existe o mare de capete care se pleacă până la pământ și mă aștept ca colțul colțul ebraic să stea pe picioare. Da? Zedechia cu curtea lui. S-a întâmplat așa? Nu. Zedechia cu curtea lui s-a plecat și el în supunere față de poruncă. A fost așa o mare de supunere Interesant este că atunci când împăratul a fost foarte mulțumit că i-a văzut pe toți că se pleacă înaintea lui, asigurându-i în felul ăsta împărăția și superioritatea sa pentru zilele care vor urma, vin la el câțiva și spun, stai, 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 că nu sunt toți. Sunt trei persoane care nu s-au plecat. Acum, vă rog să observați, de la tronul împăratului nu s-au văzut cele trei persoane. Atât de nesemnificative au fost că nici măcar nu s-au văzut. Împăratul nu le-a văzut. Nu i-a văzut. Au fost, însă, persoane care a fost foarte atente la lucrul ăsta, ce fac cei trei, și în timp ce curtea de la Ierusalim s-a plecat la pământ, trei dintre cei ce crescuseră în Universitatea lui Nabucodonosor, cei ce primiseră funcții de la Împăratul Nabucodonosor, cei care erau acolo, N-au plecat genunchiul. Ce se întâmplă? Există o ecuație. Ajunge un om să strice o petrecere. Ajunge un om să strice un act de închinare publică ca felul acesta. Și atunci, e un milion de oameni care se pleacă și există un om care nu se pleacă. Doi sau trei care nu se pleacă. Ei bine, se împarte lumea în două în momentul acela și nu contează numărul. Nu contează numărul. De o parte sunt un milion, de partea cealaltă sunt trei, doi sau unu. Și de partea asta erau trei. Dar sfidarea a fost atât de puternică invers proporțională cu numărul. Că dacă era jumătate de milion, înțelegeai de ce ăștia au stat pe picioare. Dar nu poți înțelege cum de trei persoane sau un, perso sau un singur personaj stă împotriva unei lumi întregi. Asta nu poți să o înțelegi. Trebuie să fie ceva foarte puternic care să-l facă pe omul ăsta să nu-și îndoaie genunchii. Și asta este ceea ce îl frământă pe uh, Nabucodonosor, Marele Rege. Cum, cum aveți curajul ăsta? Nu știți că vă gazez? Nu știți că vă ard? Nu știți că. Vrea să alege de voi. Și este ceva aici, frații mei. Împăratul care zisese anterior, împăratul care zisese anterior, Domnul este Dumnezeul vostru, este Dumnezeul Dumnezeului, Dumnezeilor și Domnul Domnilor, capitolul 2 cu 47, acum spune așa, în capitolul 3 cu 15, care este Dumnezeul acela care vă scoate din mâna mea? s-au întors lucrurile. Acum șase luni de zile, Nebucadnețar se pleca înaintea lui Daniel și spunea, recunosc împăratul ziditor al acestui univers. Peste șase luni de zile, acum mai este cel care spune, cine vă va scăpa din mâna mea? Ceva se întâmplase în sufletul acestui împărat. Ceva dramatic. Totul era altfel. Cuvintele pe care le folosește împăratul sunt astea. Versetul 14. În adins faceți voi treaba asta. Ce înseamnă în adins? Intenționat faceți treaba asta? Adică, băi, dacă ați greșit, accept. Dar vreți să vă puneți cu mine? Vă rog să observați cum lumea ia totul personal. Actul de închinare ar fi trebuit să fie față de un zeu arecare. Și nu ar trebui să l implice personal pe împărat. Nu te închin la zeul ăsta. Știți cum zice cu alte ocazii în situația lui Jerubal. Se duce Gedeon și taie stâlpul astartei startei tatălui său și dărâm altarul. Și vin oamenii din cetate și spune, aoleu, cine a îndrăznit să facă lucrul acesta pentru că l-a supărat pe Bal și Astartea. Și tatăl lui Gedeon, tatăl lui Ierubal, i-a zis, auzi, băi, da, Bal nu e Dumnezeu? Ba da! Asta nu e Dumnezeu? Ba da! Păi de ce nu se apără ei? De ce trebuie să-i apărăm noi? Apără-se Bal, Ierubal. Nu, nu-i normal? Ei bine, vă rog să observați, nebucat nu zice așa. Ok, nu v-ați închinat la chipul de aur? acum o să vă judece cine Zeul, cu ei închinase. Dar pentru că chipul era închinat lui, trebuia să intervină el. Și o ia personal și spune: Vă puneți cu mine în adins? Hai, spuneți-mi de ce n-ați făcut. Și uh, cei trei tineri, a Dragmeșac și Abednego, răspund: uh, uh, îmi place răspunsul ăsta. Chiar îmi place. Este un răspuns extrem de liber. Nu știu cine dintre noi ar putea construi un răspuns atât de frumos. Noi nu avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Simplu. Nu stăm de vorbă. A, nu stați de vorbă, dar nu stăm de vorbă. Nu avem nevoie să răspundem. Nu, nu intrăm în altercație cu tine, nu facem împotriva ta. Nu. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Poate și o va face. Și acum observați post scriptum. Și chiar dacă nu ne va scoate. Să știi împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l a înalțat. Întrebarea mea este cum se construiesc astfel de personalități creștine? Cum poți ajunge tu la o astfel de personalitate? Cum poți să spui în fața unei lumi întregi că tu slujești lui Dumnezeu și că nimic nu te va întoarce din slujirea ta? Cum? Că este imposibil, este aproape cu neputință de, de, de construit această personalitate în lumea noastră. Cum e posibil? Ceva asemănător s-a mai întâlnit pe timpul apostolilor când în faptele apostolilor știți, le-au le interzis apostolilor să mai propovăduiască despre Isus Hristos și în faptele apostolilor, capitolul 4 cu versetul 19, Petru spune Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ce pertinent, ce frumos. Judecați voi și vă. Gândiți-vă voi. Este același lucru pe care îl găsesc la cei trei tineri. E normal așa. E normal? Da. Ce mai e normal azi? Cum e cu normalitatea? Cine deține, cine deține noțiunea de normalitate azi? Eu? Tu? Democrații republicani? guvernul, instituțiile la care lucrăm și pe care le reprezentăm și care cer să-l fim politically corect atașați lor? Unde e normalitatea? Și vreau să vă spun limpede gândul acela pe care l-a spus Daniel și anume să știm, părate, că există un Dumnezeu în ceruri este singurul lucru care justifică moralitatea și valorile lumii lui Dumnezeu într-o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Fantastic. Conflictul este de natura aceasta. Întrebarea mea este, ne privește sau nu? Am pus întrebarea asta la început. Așa puțin să o, să, să încercăm, să o înțelegem. asta a fost atunci. A fost antic. A mai fost și pe timpul evului mediu. A fost medieval. La noi se poate? Sau nu se poate? Punctul numărul 1. Vreau să vă întreb. Există lumea mea, există în lumea mea intenția unei închinări religioase în așa fel încât să unească lumea, cu alte cuvinte, o închinare religioasă globală. Există intenția asta? Există. Dacă există această intenție și dacă o vedem din ce în ce mai mult, atunci trebuie să ne, să ne gândim că lucrurile se asemănă. Punctul numărul 2. Există un ecumenism religios? Ce înseamnă ecumenism? Încercarea unei case religioase comune în care toată lumea să își poată aduce stilul lui de închinare acolo și să ne unim în diversitate. Cu alte cuvinte, să ne unim pe elemente comune. Nu trebuie să fie toți la fel, dar trebuie să existe măcar un element. Măcar un element comun care să fie elementul de recunoaștere. Care este elementul comun? Elementul comun trebuie căutat neapărat în închinare. Elementul de recunoaștere care va funcționa până la sfârșitul timpului va fi un element de închinare extrem de important, care va face ca Babilonul să-și recunoască componența. 3. Există și imperii sociale care să dorească acest lucru? Din ce în ce mai mult, lumea noastră este globalizată din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere ideologic. Se spune că dacă vrem să terminăm cu războaiele, va trebui să terminăm cu diferențele între noi. Dați la o parte granițele, de sud, de nord, de care vreți dumneavoastră. Dați la o parte granițele, să fie doar o turmă și un păstor. Și atunci nu vom mai avea motive să ne confruntăm unii cu alții. Cauza războaielor va fi rezolvată în felul acesta. Corect? Incorrect? Cel puțin însă suntem în zona asta. Se aseamănă nu știu în ce măsură dumneavoastră vedeți că lucrurile se apropie de un final de genul acesta. Nu știu. Însă vreau să deschideți cuvântul lui Dumnezeu cu mine în Apocalips de data asta. Apocalipsa capitolul 17, cu versetul 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama tuturor desfrânatelor pământului. Ce scrie pe, pe frunte? Babilon. Când este identificat Babilonul? Versetul 1 spune, vin să-ți arăt judecata acestei femei desfrânate care stă pe ape mari, iar apele mari aici sunt mulțimi de oameni. Cu alte cuvinte, din mulțimile de oameni de jur împrejur, se naște o identitate care reușește să le patroneze, să stea deasupra lor și să le conducă. Femeia era îmbrăcată cu purpură, stacojiu, era îmbrăcate cu aur, pietre scumpe, mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur. Femeia aceasta, spune versetul 6, era îmbătată. Ea însă și era beată. Și spune mai departe contextul că ea adăpa toate neamurile din vinul ei. Cum era ea. să folosesc alt cuvânt decât beată. Amețită? Cum era ea amețită, în același fel amețea pe toți cei din jurul ei. Și în zona aceasta de amețeală, iertați-mă, făcea ca toți să urmeze. Imaginea, versetul 2, Locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul ei. Deci tot pământul, e vorba de o, de o situație globală, tot pământul era îmbătat. Am văzut femeia aceasta stând pe o fiară de culoare stacojie. Interesant, culoarea stacojie aparținea întotdeauna regalității. Regalității catolice sau regalității europene în mod cu totul excepțional. Um, ședea pe o fiară de culoare stacogie, plină cu nume de hulă. Oh. Um, femeia respectivă stătea pe o fiară cu nume de hulă. Um, ce vedeți, fiara sau femeia? Fiara sau femeia? avem de-a face cu o fiară cu chip uman. Femeia dă un chip uman acestei fiare. Aș vrea să vă întreb, de ce femeie? Apocalipsa capitolul 12, ne dă cheia, este simplu de tot. În Apocalips 12 se spune că în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, o lună de 12 stele pe cap. Era însărcidată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin să nască și era ulmărită de un balau roșu. Despre cine e vorba? Este simbolul perfect pentru Biserica lui Isus Hristos. O femeie îmbrăcată în alb, cu luna sub picioare, cu 12 stele pe cap. Biserica lui Isus Hristos, iubita lui Isus Hristos în capitolul 12. În capitolul 17 am de a face tot cu o femeie îmbrăcată în stacojiu, care stă pe o fiară, îmbătată, amețită, amețind tot pământul cu, cu, cu vinul ei, purtând pe frunte numele de Babilon, în timp ce Biserica lui Isus Hristos poartă pe frunte numele Tatălui și numele Fiului Său. Sunt două Identități total diferite. Dacă prima este o biserică a lui Isus Hristos, a doua femeie îmbrăcată în stacojiu, ce poate fi? E vorba de tot o biserică. Asta e toată treaba. Că avem de-a face cu o biserică ce slujește de camuflaj pentru o fiară. În timp ce la prima vedere e frumos, este bine, îți atrage privirile. Femeia este gingașă prin definiție. Femeia este frumoasă prin definiție. Femeia este făcută să atragă prin definiție. Și în timp ce toate lucrurile astea de definiție sunt acolo, elementul cu care operează această femeie este. Cu ce operează femeia asta? Cu o fiară care calcă în picioare tot, sfărâmă tot, distruge tot. Astfel încât omenirea nu se uită la fiară, se uită la femeie și este foarte ușor să fie convinsă, mai ales că omenirea este amețită. Într-o petrecere generală, în sunetul muzicii, în chemarea pentru închinare și așa mai departe, omenirea se uită la femeie, nu vede fiara și se prosterne în fața acestei femei, crezând că e biserică. Crezând că este religia adevărată. Cine aude în situația asta strigătul tot din Apocalips, la capitolul 14, care spune, dacă se închină cineva, fiarei și coane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Pământul este avertizat în legătură cu treaba asta. Întrebarea mea este cine. Cine aude? Cine aude? Vreți o recapitulare foarte simplă în imagini? Haideți să ne luăm un timp pentru asta. Aici este chipul istoriei văzut de Rege, de Nebucarnețar. Mai târziu, când Dumnezeu vorbește cu robul Său, cu Daniel, cu profetul Său, Daniel, Dumnezeu prezintă istoria altfel. Ce anume, îi spune lui Daniel un lucru. În legătură cu planul de salvare și de mântuire pe care eu îl am, Istoria nu arată așa. Așa arată istoria, din punct de vedere al politicii internaționale. Vreți să vedeți cum arată istoria, din punct de vedere al mântuirii? Iată. Iată. Și în Daniel, capitolul 7, se spune: Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Wow! Aceleași aceeași secțiune de patru. Împărăția aici sunt, este prezentată în secțiuni de patru fiare. Leu, urs, leopard și o fiară necunoscută. Nu știe nimeni despre ce este vorba. Cel ce a făcut portretul respectiv a făcut-o așa cum a crezut el. Nu cred că are ceva de a face cu ceea ce i-a fost prezentat lui Daniel. Fiara asta este total necunoscută. și Este fiara sfârșitului. Vă rog să observați însă, leu, urs, pardos sunt animale de pradă. Istoria se prezintă ca un animal de pradă împotriva poporului lui Dumnezeu. Asta este o istoria de fapt pe care o trăim noi. Mai departe. Ceea ce este interesant însă este că undeva pe capul fiarei ultime, aia spus de grozav de înspăimântătoare, apare un corn mic, căruia i s-a dat ochi de om și gură de om ca să vorbească. Și interesant este că atunci când Daniel se uită la tot tabloul, zice, am vrut să știu că mi-a fost atras atenția de chipul ăsta ciudat de om. Când începe să vorbească, fiara nu se mai vede. Se vede doar chipul acesta care are vorbe de hulă, care se înalță până la oștirea cerurilor din capitolul 8. Este fenomenul uman care dă fiarei o față umană. Cine dă fiarei o față umană? Adică există o tentativă politică de a zdrobi tot și în timp ce tentativa aceasta politică cu războaie și așa mai departe zdrobește tot, în același timp însă apare, apare elementul ăsta. Stai puțin că vorbește. Stai puțin că e inteligent, are ochi de om. Stai puțin că este uman și toată lumea spune, nu e doar o fiară, stai că ne putem înțelege cu el. Și în timp ce fiara aceasta are acest corn cu valoare umană, cornul acesta conduce fiara, conduce acțiunile fiarei și lansează un război inteligent împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului lui Dumnezeu. Cum este războiul? Uman, inteligent. Din momentul acesta, Daniel este preocupat de această metamorfoză. Nu-l mai interesează animalele. Fiarele sunt la locul lor, ele zdrobesc, ele fac istoria noastră să fie călcată în picioare. Dar fenomenul miraculos și extraordinar este această piesă mică. Cornul care vorbește și are ochi de om. Fiara pe care, în Apocalips, după ce trecem la Apocalips, fiara pe care o vedem aici este fiara aceea ultimă. Citiți, vă rog, Apocalips 13, nu mai este timp acum. Fiara asta este suma celorlalte animale, adică nu mai puțin. uitați l -le aici. Leu, urs, leopard. În Apocalips 13 spune că fiara asta ultimă este făcută cu gură din leu. Labe de urs și corp de pardos. Cu alte cuvinte, este o recapitulație a celorlalți. Este o modificare genetică, este o sumă. Cum vreți dumneavoastră, ultima este produsul celorlalte dinaintea ei. Nu este de mirare că și cornul nu mai este atât de voalat, atât de mic, atât de neînsemnat. Cornul se transformă într-o femeie care stă pe fiară. Și iată, în Apocalipsie este mult mai bine descrisă. Iată, -o. o femeie care stă pe fiară. Istoria noastră patronată de această tentativă ispititoare care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Probabil că. Sunt multe semne de întrebare. Vom continua după amiază analizând puțin Babilonul din punctul ăsta de vedere, din Apocalips. Dar ceea ce este extrem de important în momentul ăsta este să înțelegem că conflictul din câmpia dura se menține peste timp și ajunge în ultima generație. În ultima generație se va ajunge la același punct. Fiara și în mod special femeia care este pe fiară va cere închinare. Din nou. Iar Dumnezeu avertizează în Apocalips, capitolul 14, dacă se închine cineva fiarei, icoanei ei, primește semnul ei pe frunte. Ce, care era semnul ei? Ce scria pe fruntea ei? Babilon. Scria Babilon. Dacă primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul, de data aceasta, nu din vinul ei, pentru că din vinul ei a băut deja, dar va bea din vinul mâniei, lui Dumnezeu turnat neamestecat. În câmpia dura, tensiunea este teribilă. Există un cuptor acolo aprins de marele împărat și spune dacă nu te închin fiarei, te va mistui cuptorul. Pe de altă parte, există un strigăt în cer care spune dacă te închin fiarei, vei sta sub judecata lui Dumnezeu. Lumea se împarte în două, nu se împarte în trei. O mulțime de oameni care se pleacă în fața fiarei. Și trei persoane care rămân în picioare. Am mai spus-o, în final aș vrea să concluzionez puțin cu o scenă asemănătoare pe care o prezintă Dostoevski în Frații Karamazov. În scena Marele Închizitor, undeva în Sevilla, în fața, în fața catedralei din centrul orașului, stau mii de oameni în fața slujbei de seară, așteptând slujba de seară. Așteptau să vină dintr-o parte preoții și în timp ce așteptau să vină preoții, din partea exact opusă apare Iisus Hristos întrupându-se din nou, în viziunea lui, iertare pentru lucrul acesta, ca om, și apare ca om în fața mulțimii. Mulțimea îl vede, îl recunoaște, știe că este el, se întoarce către el și dă să se îngenunche în fața lui pentru că el este binefăcătorul ei, mântuitorul ei. În timpul acela, exact în momentul acela, în partea cealaltă a pieței, apare Marele Închizitor împreună cu. Curtea lui. Mulțimea îl vede. Și ăsta este momentul pe care Dostoevski îl, îl, îl analizează destul de mult și arată care este slăbiciunea și felul nostru de a fi. Mulțimea stă oscilantă și nu știe încotro să se îndrepte către Marele Inchizitor sau către Isus pe care îl recunoscuse. Și oscilația aceasta este destul de dramatică. Până când spune el obișnuința lor câștigă. Și se îndreaptă către marele închizitor și se închină înaintea lui. În timp ce Iisus Hristos rămâne singur. În momentul acela, marele închizitor înaintează, îl ia pe Iisus Hristos împreună cu gardienii lui, îl duce în catedrală și îl coboară la subsolul catedralei în beciurile ei. Și acolo, în beciul catedralei, îl pune acolo și îl întreabă simplu. De ce ai venit să ne tulburi? De ce ai venit să ne tulburi? Dragii mei, Daniel capitolul 3 împreună cu toate scenele din Apocalips care se leagă ca un lanț. Nu fac altceva decât ne avertizează că în timpul nostru poporul lui Dumnezeu este provocat de toată lumea și de asemenea este chemat de Dumnezeu să-și arate consecvența în închinare. Să-și arate decizia finală din punct de vedere al caracterului și a felului lor de a fi. În adins, răspuns. Nu avem nevoie să-ți răspundem, împărate. Căci Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Este răspunsul acela de ghețemane al Domnului Isus Hristos. Doamne, să treacă paharul acesta de la mine. Dar dacă nu, Facă-se voia ta. Dragii mei, capitolul acesta, scena aceasta se încheie cu acea provocare extraordinară. Apocalips, capitolul 14. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus Hristos. Este momentul în care această scenă identifică poporul lui Dumnezeu. Nu s-ar fi știut niciodată că în mijlocul acelei, acelei mulțimi mai există trei evrei, pentru că doar trei au mai rămas. Ceilalți și-au părăsit și credința, și cultura, și identitatea. Și-au părăsit, erau împreună cu ceilalți. În momentul acela, Zedechia, cu curtea lui, făceau parte din Imperiul Babilonian. Ajunseseră babilonieni. Au stat trei tineri în picioare. Și-au arătat lumii că mai există trei slujitori al lui Dumnezeu. Sunt mulți? Sunt puțini? Vei fi și tu acolo? Vei fi și tu printre ei? Întâmplarea se termină cu cei trei în cuptorul de foc. Aruncați acolo, legați cu hainele lor, aruncați în cuptorul cu foc, aruncați de la distanță, prăvăliți în cenușă și printre cărbunii. Cuptorul atât de încins încât i-a ucis pe executanții, arsuri de gradul 4 și mai mari. Au murit. Căzuți în mijlocul cuptorului, gata să-și încheie viața, au descoperit că se pot ridica în picioare și că un al patrulea îi ridică. Un al patrulea îi îmbrățișează. Un al patrulea le vorbește și se uită unul către celălalt și zic, da, eram doar trei. Și pe al patrulea nu l-am văzut niciodată. Iar nebucat nețar este acela care zice, frecându-se la ochi, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Versetul 24. Curtea regală răspunde, da, împărat. Pe cine l-a aruncat pe cel de-al patrulea? Cine l-a aruncat pe cel de-al patrulea? Spuneți dumneavoastră cine. Este foarte interesant că Tatăl îl aruncă pe Iisus Hristos în cuptor împreună cu ei. Foarte important. Este, este, o dublură a momentului în care Tatăl e de acord ca Domnul Iisus Hristos să vină în Betlehem să stea împreună cu noi, în cuptorul nostru. Și a fost cu noi 30 de ani. Și și-a dat viața în cuptorul acestei istorii pentru ca să trăiesc eu și cu tine. Lucrurile se leagă. Știu că ar trebui să închei, dar nu pot să închei fără ca să aduc în discuție un alt tablou atât de necesar mie și ție. În anul, în anul din tâi ai lui Darius Medul, 12, iertați-mă, în vremea aceea se vascula Marele Voivod Mihail, ocrotitorul pop copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strântorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi scris în carte. Știi cum îl văd aici pe Iisus Hristos, Marele Voivod Mihail? Auziți, îl văd ridicându-se. În toată cartea lui Daniel îl văd pe Domnul Iisus Hristos șezând pe tron, la vremea din urmă, Domnul Isus Hristos nu mai stă pe tron. Îl văd pe El ridicându-se și privind la copiii Săi care sunt în cuptor, în cuptorul istoriei acestea, și ridicându-se ca să le vină în ajutorul lor. Este momentul extraordinar când poporul Său se va întâlni cu Dumnezeul Său. Înainte ca Isus Hristos să vină cu adevărat în realitatea lumii noastre. Poporul acesta care ascultă de poruncile sale va avea șansa aceasta să se întâlnească în mod concret în istoria aceasta cu Dumnezeul eliberării sale. Nu poate fi nimic mai frumos de așa. Cel de-al patrulea spune nebucadnețar. Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi și în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de-al patrulea seamănă cu a unui fiu de Dumnezeu. Lumea asta știe cum arată fiul lui Dumnezeu. Nebucanețar știe cum arată fiul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuie să știe cum arată Dumnezeu și fiul său. Pentru că în final, izbăvirea acestui popor ține de momentul în care Isus Hristos va coborâ pentru a-și duce poporul acasă. Dragii mei, asta este destinul glorios al poporului lui Dumnezeu pe care cuvântul lui Dumnezeu îl descoperă pentru mine și pentru tine. Iisus Hristos va veni, dar înainte de asta, Trebuie să te întâlnești cu El pe terenul unei lupte între bine și rău, în care tu ești chemat să-i aperi numele, identitatea și revenirea. Domnul să fie cu noi toți. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru mântuirea ta. Amin. Îți mulțumim pentru că ne-ai promis, Părinte, că vei coborâ alături de noi chiar de ar fi și în cuptorul aprins, vei fi acolo. Îți mulțumim, Doamne, că după ce ai trăit printre noi la Betlehem, ai condus istoria în așa fel încât să fie martor a faptului că ai fost mereu prezent alături de poporul tău și indiferent câte necazuri, probleme, Persecuții au fost în legătură cu dreapta credință. Îți mulțumim că ai fost acela care ne-ai condus, ne-ai susținut, ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim pentru că ne arăți tabloul glorios că vei fi cu noi până la capăt. Nu ne interesează, Doamne, durerea. Acestui pământ. Nu ne interesează cât de greu și câtă trudă și cât, câtă sudoare va trebui să curgă de pe viețile noastre. Ne interesează doar că vei fi cu noi. Că ne vei purta viața, suferința și ne vei da gloria ta până la capăt. Vrem să rămânem ai tăi, credincioși, prin harul Domnului Isus Hristos. Amém.